Doamna Mihaela ne spune că este nefumătoare, dar are sinuzită cronică, rinită alergică, alergie medicamentoasă la penicilină, are aritmii. Evaluează dânsa care avea un sistem imunitar labil și în urma unei operații pentru o tumoră și consideră, vă întreabă de fapt, dacă se încadrează la un risc ridicat? Și se știe că acest virus își găsește lăcașul în primul rând la nivel de faringe, dar uneori și la nivel de sinusuri, cavitățile profunde ale nasului. Deci are un tropism pentru aceste zone. Zonele acestea, dacă sunt inflamate într-o boală cronică, pot să fie zone de risc pentru supraviețuirea virusului la nivelul acesta. Este clar că un antecedent de sinuzită trebuie să fie tratate pentru creșterea imunității. Noi de obicei dăm pentru cei care au astfel de deflexiuni imunitare imunostimulante cu bacterii amorțite, ca să zic așa, care cresc această apărare și probabil că aceasta este una din soluții. În rest, să aibă precauții suplimentare, pentru că există și o legătură de multe ori între patologia de la nivelul căilor aeriene superioare și cea din căile aeriene inferioare din profunzime. Pentru că urmează sezonul alergiilor, iată că doamna Emilia ne întreabă ce complicații pot apărea în cazul dânsei care face frecvent rinite alergice, fiind o persoană polialergică. Alergicul este, și-a învățat de obicei lecția, știe că în anumită lună, la un anumit alergen, începe să strănute, să-i curgă ochii, să aibă criză de sufocare. Deci în momentul în care el își identifică acest potențial vector, indicația este să-și mărească terapia, dozele și... Da, și tratamentul antialergic și tratamentul, dacă are un tratament inhalator, de obicei are nevoie să crească dozele de administrare. Este oricum, cred că să nu ne speriem la fiecare strănut că poate fi și o alergie. Nu, în niciun caz. Și întotdeauna trebuie să fim precauți în momentul în care se face tranziția de la forme ușoare la forme moderate sau severe. V-am spus, sunt trei semne care sunt foarte locvente: febra, gâfâiala, dispnea, tusea și expectorația și mialgii intense, fatigabilitate intensă.